Păi cum să mă bucur de viață dacă mi-e frică? Păi cine se bucură? Tu ești și cel care observi frica? Tu ești și cel care observi bucuria? Tu nu ești nici frica, nici bucuria ta. Tu ești cel care le experimentează pe ambele și ai această putere. Doar trebuie să începi să o faci. În fiecare zi, ca să trecem de frică, nu ne luptăm cu ea. Nu-i dăm în cap. Ci ne uităm, o privim și întrebăm ce vrea să ne învețe, de ce sunt limitat aici, de ce n-am încredere în mine. Pentru că nu știu, nu mi s-a spus cine sunt. Nu m-a învățat nimeni la școală. A venit vremea să învățăm. Știți de ce? Până la coada adevărată moștenire pe care putem lăsa pe pământul ăsta, reală, este o mentalitate sănătoasă. Un gram de iubire, o sămânță de lumină. Fii tu lumina care vrei să o experimentezi în viață.